Slăvit să fie Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt. Amin. Aș și în seara aceasta, frați și surori, cuvântul acesta să dea putere celui tare, să ridice pe cel căzut, să mângâie pe cel întristat, să dea vindecare celui bolnav. Amin. La cuvântul lui Dumnezeu, fraților, se pot întâmpla toate lucrurile astea. Depinde de receptivitatea noastră. Cât de receptivă ziua la cuvântul lui Dumnezeu. Cât de mult îl caut, cât de mult îl doresc, cât de mult vreau să-l cunosc și vreau să mă apropii mai mult de Domnul. Dacă ne putem apropia, frați și surori, de Domnul, numai după Scriptură. După alte lucruri, dacă te iei, după alte lucruri, dacă încerci să-ți călăuzești viața, drumul, o să vezi că o să te îndepartă de Dumnezeu. Scriptura e singura carte care te poate apropia de Dumnezeu, de Iisus Hristos și de Duhul Sfânt. Slăviți să fie Domnul. Amin. Spune cuvântul lui Dumnezeu, și Moise care a scris Geneza spune așa, Dumnezeu și-a adus aminte de noi, de toate viețuitoarele și de toate vitele care erau cu El în corabie. Acum a fost discutată de mai multe ori, știu că frații au vorbit despre expresia aceasta, asta nu s-a scris ca și cum Dumnezeu ar putea să uite. Dumnezeu nu poate să uite, dacă Dumnezeu a început lucrarea cu noi, Dumnezeu l-a ținut. Și în corabie Dumnezeu și scos din corabie. Dumnezeu a fost prezent. El e omniscient, omniprezent, omnipotent. Nu putem să spunem un duh, frați și surori, un duh nu-i cuprins în timp și în spațiu. N-are cum să uite. Dacă El a fost ieri, azi și în veci. Dumnezeu, dacă vreți să-și aduce aminte și de ce-a făcut poporul Israel cu detaliu în pustie. Sunt oameni care spun, frați și surori, am ajuns în momentul când să-mi dau viața și Dumnezeu m-a cercetat și mi-a adus aminte toate lucrurile care am făcut de când m-am născut și până în punctul ăla. Și apoi poate să uite Dumnezeu de un om cu care lucrează? Păi Dumnezeu când lucrează astăzi cu tine, nu te uită în încercare, nu te uită acolo, nu te bagă în cuptor și într-o zi și aduce aminte, hai stai că cred că l-am așa prea tare. Sau poate că nu, frați și surori. Dumnezeu nu uită și ar vrea să mă argumentez și din Scriptură. Uitați ce spune cuvântul lui Dumnezeu în Isaia 49 cu 14. Isaia 49 cu 14. Sionul zicea. Cine a spus? Sionul zicea. M-a părăsit Domnul și m-a uitat Domnul. Și ce zice Domnul, versetul 15, uitați ce spune Domnul Dumnezeu. Poate o femeie să uite copilul pe care l-a alăptează și să n-aibă milă de rodul pântecelui ei, dar chiar dacă l-ar uita, totuși eu, cine? Dumnezeu. Nu te voi uita cu niciun chip, slăviți să fie Domnul. Bazați pe Sfânta Scriptură, frați și surori, Dumnezeu nu ne uită niciodată. Dumnezeu nu te uită niciodată. Oricât ai fi de încercat, oricât ți s-ar părea să e că nu mai există, de câte ori n-ai venit în biserică și ai spus, Doamne, mai ești cu mine, Doamne, dar mai ascult rugăciunea mea, mai frate, să Dumnezeu ascultă, așteaptă numai momentul când să te dai bătut. Când să renunți la viața ta, când să renunți la principiile tale, la tot ce ai adunat, la tot ce ai mâncit și să te lași călăuzit din mâna Lui. Te lași în brațele Lui. Slăviți să fie Dumnezeu că El nu uită niciodată. Și apoi continuă versetul și spune, și Dumnezeu a făcut să sufle un vânt pe pământ și apele s-au potolit. Asta m-a șocat. Cum să sufle Dumnezeu, să facă să sufle un vânt pe pământ și apele să se potolească? Dar, frați și surori, normal e când suflă vântul, apele să se îmbolbure și mai tare, valurile să se ridice și mai mari. Unde ați văzut? Care ați văzut să sufle vântul și să se liniștească apa, să se potolească, să facă lină, cristalină? Aș vrea să vă spun că Dumnezeu sfidează și legile fizicii dacă trebuie să lucreze cu tine și cu mine. Se vor întâmpla lucruri care oamenii nu și le pot imagina, nu și le pot explica. Explicația la Dumnezeu, dacă l-ai pe Dumnezeu, Dumnezeu te scoate din orice problemă, din orice încercare, din orice boală. Nu există boală să nu poată să o controleze Dumnezeu. Nu se poate uita niciodată în nicio încercare. Dumnezeu e cu tine și te va scoate. Chiar dacă mintea ta nu va putea să conceapă.
cum s-a putut întâmpla lucrul? De câte ori nu am spus, frate, fraților, nici nu-mi imaginez cum s-a putut întâmpla. Că de fost imposibil la oameni, ce imposibil la oameni, imposibil la Dumnezeu să fie, să fie Dumnezeu și aș vrea să ating un punct spiritual. Să nu disprețuiești pe cel care astăzi face vânt împotriva ta și face valuri împotriva ta și aduce furtuna în casa ta. Sunt unii care se ocupă, frați și surori, să ridice probleme în familie, să ridice... Nu-l disprețui și nu-l defăima. Pentru că într-o zi Dumnezeu cu el va lucra ca să te binecuvinteze, slăviți să fie Domnul. Amin. Cine sunt eu să spun de cineva că ce face rău? Noi nu avem menirea asta, n-am fost chemați la lucrul ăsta, ne-am fost chemați să binecuvântăm. Și dacă cineva ne face rău, așteaptă să vezi când va lucra Dumnezeu. Și îl va trimite pe el să te binecuvinteze. Vei primi binecuvântare din mâna lui, pentru că Dumnezeu așa lucrează. Un cel care a crezut că e cel mai îndărătnic, cu Saul, care a fost cel mai mare prigonitor al Bisericii lui Iisus Hristos. L-a întors și-o binecuvântat biserica lui, slăvit să fie Domnul. Apele s-au potolit și apoi spune în versetul 2, izvoarele adâncului și stăbilarele cerurilor au fost închise și ploaia din cer a fost oprită, slăvit să fie Domnul. Amin. Frați și surori, vorbim astăzi despre sfârșitul potopului, dar nu a fost un sfârșit așa dintr-o dată. Dumnezeu nu a oprit potopul dintr-o dată. Pune că mai întâi a făcut apele să se potolească, apoi a oprit zăgazurile cerurilor, a oprit izvoarele adâncului și ploaia din cer a fost oprită. Și aș vrea să ne gândim la senzația aceea plăcută după o furtună puternică. Și asta a fost, dragi și cea mai puternică furtună de pe pământ. De când e pământ, au fost 40 de zile și 40 de nopți în care vântul a bătut, ploaia au căzut și de sus și de jos ieșa apa. A fost cea mai îngrozitoare, dacă vreți, imagine. În istoria omenirii niciodată nu a fost omenirea asta cuprinsă tot în necazul ăsta, în care să scape un număr mic de persoane. Cea mai mare calamitate de pe pământ. Să vezi 40 de zile și 40 de nopți furtuna aceasta și dintr-o dată să vezi că apele se liniștesc, că ploaia nu mai începe să cadă, că ploaia s-a oprit, așa că parcă te umple pacea și liniștea. Când a fost furtună, mi-aduc aminte, eram copii, și eram cu mama în casă, adunați pentru că am văzut că deja a început vântul să sufle tare. Știți ce ne-am gândit, fraților? Că vine sfârșitul lumii. Așa ne-am rugat, Doamne Iisuse, nu ne lăsa, ia-ne cu tine dacă cumva să se întâmplă să se termine. Dacă ne-am văzut că s-au liniștit toate, parcă ne umplu pacea și liniștea, parcă am prins iară putere, parcă am prins iară... Vreau să spun, frați și surori, în încercare, în potop, în furtună, Dumnezeu îți va trimite pace la un moment dat. Amin. Când deja ai trecut, când deja Dumnezeu a lucrat ce trebuia să lucreze în dreptul tău, în dreptul meu, ce trebuia să se prelucreze, vei simți la un moment dat pace și liniște din partea lui Dumnezeu și vei vedea că poți să mai mergi încă 150 de zile, tot în starea aia. O dura mai mult față de sfârșitul potopului decât timpul în care s-a ridicat apele și în care potopul a fost în toată splendoarea lui. Pune cuvântul lui Dumnezeu că apele au scăzut de pe fața pământului spurgându-se și împuținându-se după 150 de zile apele s-au micșorat. 40 de zile și 40 de nopți apele au crescut, au fost puternice. Dar după ce primești pacea, chiar dacă vor dura încă 150 de zile, de 3 ori mai mult, nu te mai afectează, frați și surori. O să vezi în încercare, când vei primi pacea și liniștea din mâna lui Dumnezeu, în boală, frate, o să fii într-o boală cea mai cruntă boală. Când îți dă Iisus Hristos pacea Lui, te vei duce, frate și soră, de uite, nu se mai interesează nici de durere, nici de probleme, nici de necazuri. Pentru că așa întărește Dumnezeu, frate și soră, inimile noastre, când inima e umplută de pace și de liniște, atunci vei simți pe Dumnezeu, vei simți călăuzirea Lui, vei simți dreapta Lui, bunătatea Lui, vei simți că e lângă tine și te ajută să mergi mai departe și va fi mult mai ușor. Slăvit să fie Domnul! Versetul 4 spune așa, în luna a șaptea, în ziua 17-a lunii, corabia s-a oprit pe munții Ararat. Și aș vrea să intru în a spiritualiza de aici în jos cuvântul lui Dumnezeu. Și vrea să vedem un pic semnificația numerelor. Să știți că în Scriptură numerele au semnificație importantă. Dacă nu știm ce semnificație au numerele, nu putem să înțelegem exact
cuvântul lui Dumnezeu. În vechime, numele s-au folosit nu numai ca și cifre, ca și măsuri, ca unitate de măsură, ci s-a folosit și a exprimat un înțeles, un simbol, înseamnă ceva, o semnătate. Și când vorbește Sfânta Scriptură, frați și frumos, de numărul 7, să știți că în Sfânta Scriptură semnifică plenitudine spirituală sau desăvârșire. Numărul 7, când îl întâlnești, de aceea și la Petru, fraților, îl întreba de câte ori să ierte, de 7 ori? Și Iisus a spus, nu, de 70 de ori câte 7. Mă pun el pe 7, de 70 de ori. Adică desăvârșit nu contează de câte ori greșești, aproape în totul trebuie să ierți. Spune cuvântul așa, în luna a 7-a, în ziua 17-a, 17, să știți că nu are o însemnătate în Sfânta Scriptură, nu are un neapărat el, ci însemnătatea numărului 17 este că acesta este format din 1 și din 7. 1 înseamnă unitate și 7-le înseamnă desăvârșire. Când Biserica lui Dumnezeu, vrea să vorbesc despre Biserica lui Dumnezeu, pentru că corabia aceasta este Biserica lui Dumnezeu. Și când Biserica lui Dumnezeu ajunge să fie desăvârșită în unitate, atunci se va opri pe muntele lui Dumnezeu. Slăviți să fie Domnul! Haideți să vă dau un verset din Sfânta Scriptură din Evrei. Aș vrea să mă argumentez mai mult în seara aceasta din Noul Testament. Vechiul Testament, frașilor, se argumentează cu Noul și Noul se argumentează cu Vechiul. Astea nu pot să le despărțim, frașilor. Astea merg mână în mână. Slăviți să fie Domnul! Amin. Evrei, capitolul 12, cu versetul 22, spune cuvântul așa, ci v-ați apropiat de muntele Sionului, de cetatea Dumnezeului Celui Viu, Ierusalimul Ceresc, de zecile de mii de adunarea în sărbătoarea Îngerilor, de biserica celor întâi născuți care sunt scriși în cerul de Dumnezeu, judecătorul tuturor, de duhurile celor neprihăniți, făcuți de sărbușiți de Iisus, mijlocitorul legământului celui nou, și de sângele stropirii care vorbește mai bine decât sângele lui Abel. Amin. Amin. Frați și surori, dacă vreți să atingem culmile spirituale, dacă vreți să fim, biserica noastră să fie pe muntele lui Dumnezeu așezată cu temelia acolo, haideți să facem o unitate desăvârșită. Fără ca unul să iasă din unitatea aceasta. Să ne iubim așa cum a spus Iisus Hristos. Trebuie să vă iubiți unii pe alții. Amin. Voi, noi, frați și surori. Oamenii de afară să ne vadă una. Nu când vine omul aici să vadă, mă, ăla i-a zis, ăla i-a făcut, ăla, nu, frașii spun. Lucrurile astea se simt dacă se fac. Și Dumnezeu nu va lucra în biserică. Vom vedea că vom tot merge și vom tot, și de ce nu-i putere, de ce nu-i frașii, hai să facem unitate, slăviți să fie Domnul, Domnul Iisus să ne dea înțelepciune. Amin. În lucrarea aceasta, unitate desăvârșită, până acolo că să ne dăm viața pentru fratele nostru. Dacă l-ai pe Iisus Hristos, dacă ai tu, ești călăuzit de Duhul Sfânt, vreau să spun că te va îndemna să faci lucrul ăsta. Să poți să ajungi până în momentul ăla. Nu o să poți să spui, dă-i pace la fratele că acum să descurcă. Nu, dacă îmi poți să duc să-l ajut, mă duc să-l ajut. Nu las că se descurcă, nu las că el poate. Slăviți să fie Domnul, Domnul să ne ajute să înțelegem lucrul acesta. Corabia s-a oprit pe munții Ararat. Apele au mai mers căzând până în luna a 10-a. În luna 10, în ziua 1 a lunii, s-au văzut vârfurile munților. Frașilor, 10, știe cineva ce se simbolizează, ce semnifică numărul 10? Amin. E un lucru. Și voi atinge și punctul ăsta. 10 simbolizează limita sub care nu se mai poate coborâ. Avram s-a dus și-o mijlocit pentru Sodoma și Gomora. Și nu mai îndrăzni mai jos de 10. Dar credeți că nu știa Avram? E acolo numai Lot, nevasta și cele două fiice. Erau 4, frașii surori, oameni neprihăniți în Sodoma și Gomora. Dar n-am îndrăznit să mijlocească mai mult de 10. 10 e limita sub care nu se mai poate coborâ. Cele 10 porunci pe care Dumnezeu le-a lăsat, frașii surori. Cele 10 porunci pe care Dumnezeu le-a lăsat, e limita sub care nu se poate coborâ. Mai jos de atâta nu poți să mergi. De acolo în sus, da. De acolo în sus ajungi să lucrezi cu Dumnezeu, să fii putere. Să poți să fii trimis de Dumnezeu, să vii să fie Domnul. Nu ne mulțumim cu cele 10 porunci, frați și surori, că le știm, le cunoaștem și le păzim. Noi trebuie să păzim mult mai mult. Lucrarea lui Dumnezeu e mult mai mare, să vii să fie Domnul. Asta s-a întâmplat în luna a 10-a. În luna a 10-a, în ziua întâi, vedeți, apare iară unitatea, frați și surori. Păi biserica, frate, fără unitate, e ca și o turmă spartă de trăjmași, de lup. Când a venit lupul în turmă și-o despărțit pe aia, cu lumea unitate, frașii surori. Nu putem să ne permitem să pierdem pe niciunul, frașii surori.
Așa trebuie să luptăm, așa trebuie să luptăm, încât tot să fie ținut strânși, să ne strânși, frașilor, unul e celălalt. Să putem să rezistăm, că vor fi vremuri, vor fi lupte care va trebui să le dăm împreună cu frații. Sunt lupte care le dai particular. Sunt lupte prin care treci tu singur, cu Dumnezeu. Dar sunt lupte prin care trebuie să treci cu biserica. Acolo fără unitate nu se poate, frașilor. Dumnezeu să ne ajute să fim uniți. Amin. Amin. Și îmi place cuvântul care spune că în ziua aceea, în ziua întâi, în luna 10-a, s-au văzut vârfurile munților. Slăviți să fie Domnul. Păi când faci unitate, frașilor, când facem unitate în păzirea poruncilor, când facem unitate, frașilor, ca biserica să fie una în Hristos Iisus. Spune cuvântul lui Dumnezeu, am găsit un verset atât de frumos, în Habacuc, capitolul 3, cu versetul 14. Habacuc, capitolul 3, versetul 14. Referitor la înălțimile munților, spune așa. Uitați cum vorbește Habacuc exact ce s-a întâmplat cu noi, cu corabia, până în punctul de a vedea înălțimile munților. Străpungi cu săgețile tale capul căpetenilor lui care se năpustesc peste mine ca furtuna. Să mă pună pe fugă, să mă țin strigăte de bucurie, ca și cum ar fi mâncat pe cel nenorocit în culcuș. Cu care tăi mergi pe mare, pe spuma apelor mari. Când am auzit lucrul acesta, mi s-a cutremurat trupul, la vestea aceasta mi se înfioară buzele, îmi intre putrezirea oasei și îmi tremură genunchii, căci aș putea oare aștepta întăcere ziua necazului, ziua când asupritorul va merge împotriva poporului? Căci chiar dacă smochinul nu va înflori, vița nu va da un rod, rodul măsinului va lipsi și câmpiile nu vor da hrană, oile vor pieri din staule și nu vor mai fi boi în grajduri, eu tot mă voi bucura în Domnul, mă voi bucura în Dumnezeu în mântuirii mele. Domnul Dumnezeu este tăria mea, El îmi face picioarele calea cerbaicelor și mă face cale cerbilor și mă face să merg pe înălțimile mele. Slăviți să fie Domnul, place și Domnul. Noi ca biserică trebuie să ajungem să urmăm pe înălțimile lui Dumnezeu. Dacă urmă, dacă biserica e așezată pe munte, acolo se înălțime, acolo tinge. Noi nu ne mulțumim cu cât ne spun frații. Dacă spune fratele atât, nu frașii lor. Noi trebuie să mergem cu Domnul, mult mai încolo. Te duci acasă în Scriptură. E scris Scriptura, bă, o zis fratele atât. Eu vreau să fac mai mult. Mă duc și citesc mai mult, mă duc și văd mai mult. Nu rămâne, frate, sau numai la cât se dă, că nu se poate da într-o jumătate, nu se poate da în 5 minute, într-o oră de rugăciune, nu se poate cuprinde toate cauzele, dar poate că Dumnezeu ți-a pus pe inimă o cauză, du-te acasă și continuă. Slăviți să fie Domnul și vedea că biserica se ridică. Din ce poate da fiecare încheietură? Slăviți să fie Dumnezeu. Apoi spune cuvântul lui Dumnezeu, versetul 6, după 40 de zile, 40 semnifică numărul ascensiunii, al desprinderii de material. Iisus Hristos s-a înălțat după 40 de zile, slăviți să fie Domnul. Spune cuvântul lui Dumnezeu că după 40 de zile Noe a fost antetipul lui Iisus Hristos. Dacă citești despre Noe, o să vezi multe asemănări din viața lui Iisus Hristos în viața lui Noe. A fost singurul propovăduitor al neprihănirii în vremea lui. A fost omul prin care s-a adus izbăvirea omenirii. Frații, au venit cu Noe, Dumnezeu a scăpat omenirea. Dacă n-ar fi fost Noe, ar fi fost înghițit toți de apă. Slăviți să fie Domnul, că El a venit și nu ești băvit. Din cauza Lui, frașilor, suntem astăzi în bancă aici. Pentru că Iisus Hristos a venit. Amin. A lăsat lumea aceasta și s-a înălțat la Tatăl. Slăviți să fie Domnul. N-a murit și a rămas îngropat într-o groapă, ci după 40 de zile, Iisus Hristos a părăsit materia, a părăsit lumea aceasta și s-a dus la Dumnezeu. Spune cuvântul lui Dumnezeu că după 40 de zile Noe a deschis fereastra corabiei pe care o făcuse. Amin. Iisus Hristos după 40 de zile a deschis, frașilor, calea spre veșnicie. Calea spre mântuire. Și dacă fereastra a fost făcută, nu a fost făcută nici în lateral, nici în jos, nici în stânga, nici în dreapta, nici în față, nici în spate, a fost făcută sus. Pentru că în sus trebuie să privești dacă vrei să scapi lumea asta, dacă vrei să scapi și vrei să mergi biruitor spre Dumnezeu, Iisus Hristos a deschis calea.
și a dat putere prin cuvântul lui. Frașilor, fereastra, dacă vreți, este cuvântul lui Dumnezeu. Amin. Dacă privești în Sfânta Scriptură, dă-mi voie să spun și dacă o citești în jos, nu o să vezi în jos, o să vezi tot în sus. Și dacă stai în pat și o citești așa, nu contează în ce poziție o citești, frașilor, asta îți dă direcția în sus. Slăvit să fie Domnul. Amin. Dacă vrei să nu mai privim prin lume, nu mai privim în jur, vrei să privești în sus, privește în cuvântul lui Dumnezeu și vei vedea dacă nu ți se va descoperi. Lucruri care se întâmplă în cer, lucruri care Dumnezeu le face, slăvit să fie Domnul. Amin. Aș vrea să mă duc mai departe, timpul a trecut. Spune cuvântul lui Dumnezeu că a dat drumul unui corb, care a ieșit ducându-se și întorcându-se până când au secat apele de pe pământ. Frații surori, știți de ce a dat Noe sau de ce folosește Domnul Iisus corbii? Cuvântul lui Dumnezeu spune în 1 Împărați, capitolul 17 cu versetul 4, despre Ilie că Dumnezeu a trimis corbii ca să rănească. Ăștia slujitorii lui Dumnezeu. Iisus este acela care dă slujbe slujitorilor lui. Iisus trimite slujitorul lui și dacă a fost asemenea făcută ca unui corb, aș vrea să vă întreb câți ați aduce un corb în casă și lasă-mi acolo. Ca să-l creșteți în casă. E așa că n-are nici frumusețe. E negru, croncănește urât, ar trezește din somn. Când vorbești un corb, acolo te, un corb acolo te trezești din somn. Nu e ca o mierlă care strindă să poți să dormi mai liniștit. Ca un papagal. Așa slujitorul lui Dumnezeu, frașilor. Trebuie să ne fim ca și corbii. Nu trebuie să avem mare splendoare, mare frumusețe, pene frumoase, glas încât să adormim biserica. Nu, frașii surori, nu trebuie să trezim biserica să vii să fie Domnul. Să se trezească din somn. Oamenii care stau și ne ascultă. Nu să-și continue somnul, nu să-și continue fiesta. Să vii să fie Domnul, frașii surori. Domnul Iisus dă drumul corbilor, El trimite corbii. Și apoi vine porumbelul, spune cuvântul lui Dumnezeu că a dat drumul unui porumbel ca să vadă dacă scăzuse apele de pe fața pământului, dacă am vorbit de Dumnezeu Tatăl care nu uită, am vorbit de Iisus Hristos care este în biserică, vom vorbi despre, am vorbit despre biserică. Iisus Hristos este capul bisericii, slăvit să fie Domnul, vorbim despre Duhul Sfânt, porumbelul este Duhul Sfânt, Duhul Sfânt vine să controleze dacă corbul e așa cum a spus. Duhul Sfânt îți controlează lucrarea a ta aia de slujitor, care te numește slujitor împreună cu Dumnezeu, dacă ai spus că apele, pune corbii, au mers, au ieșit ducându-se și întorcându-se până când apele au secat de pe pământ. Păi nu a fost destul. Ce-au spus corbii? Nu, frașii surori, destul când spune Duhul Sfânt, când întărește Duhul Sfânt lucrarea slujitorilor, slăvit să fie Domnul. Amin. A dat Domnul unui porumbel ca să vadă dacă scăzuse apele de pe fața pământului. Dar porumbelul n-a găsit niciun loc ca să-și pună piciorul și s-a întors la el încorat de căci erau ape pe toată fața pământului. Noi am întins mâna, l-a luat și l-a băgat la el în corabie, vedeți? Duhul Sfânt este acela care face deosebirea. Duhul Sfânt este care face călăuzirea slujitorului. Dacă spunem un lucru, Duhul Sfânt să știți că va descoperi dacă așa cum spui. Dacă spui că Dumnezeu te-a trimis, dacă spui că Dumnezeu te-a chemat, se va vedea. Pentru că Duhul Sfânt e trimis ca să probeze lucrarea fiecăruia. Nu o probez eu, frașilor, nu vă pot proba. Eu nu pot să mă uit să văd acum care o cânta de la Domnul, care vorbit de la Domnul, care s-o rugat. Prin Duhul Sfânt. Nu, frate, și lucrarea asta va face Duhul Sfânt în biserică. El va da pe față lucruri. Dacă va trebui, sau dacă va trebui corectat, să va spune, nu e așa cum spui. Domnul să ne ajute să rămânem în lucrarea Lui, în calea Lui. În direcția în care Dumnezeu și Domnul Iisus Hristos ne trimite. Și spune cuvântul lui Dumnezeu în versetul 10 că am mai așteptat alte 7 zile și am spus că înseamnă numărul 7. De sfârșit. Frate și surori. Dumnezeu trimite Duhul Sfânt. Iisus Hristos trimite Duhul. Lasă Duhul Sfânt până ne desăvârșește. Ne va lăsa. Încă o dată ne va învăța. Ai căzut. Mai vine o dată și te mai învață încă o dată. Îți mai spun o dată. Te mai îndreaptă o dată. A mai așteptat 7 zile și a ieșit și a dat un porumbel din corabie. Porumbelul s-a întors spre seară. Și iată că în ciocul lui era o frunză de măslin ruptă de curând. Noe a cunoscut astfel că apele scăzuse de pe pământ. A mai așteptat alte 7 zile. Uitați, încă o dată apare numărul 7. Încă o dată, frați și surori, atâta ne prelucrează Duhul Sfânt până ajungem să fim desăvârșiți. Și știți când vom fi desăvârșiți? Uitați ce spune cuvântul lui Dumnezeu, versetul 17, a mai așteptat alte 7 zile și a dat drumul porumbelului, dar porumbelul nu s-a mai întors la el.
Și știți ce spune Sfânta Scriptură referitor la versetul acesta, când porumbelul va pleca și nu va mai fi? Prorocește profetul Amos în Amos capitolul 8, versetul 11. Uitați ce spune Amos acolo. Iată vin zile, zice Domnul Dumnezeu, când voi trimite foamete în țară, nu foamete de pâine mici, sete de apă, ci foamete și sete după auzirea cuvintelor Domnului. Și următorul verset. Vor priveci atunci de la o mare la alta, de la miază zi la răsărit, vor umbla istoviți încoace și încolo, ca să caute cuvântul Domnului și tot nu vor găsi. Fraților, cuvântul lui Dumnezeu fără Duhul Sfânt n-are nicio putere. Câți nu citesc Sfânta Scriptură și nu se pocăiesc? De ce nu se pocăiesc? Fraților, că o privit nu, la, prin fereastra bună, o privit în sus, cum am vorbit mai devreme. Dacă nu-i Duhul Sfânt, fraților, să-ți descoperi, să te călăuzească, să te îndrepte, să-ți arate cum trebuie să mergi, cum trebuie să faci, cum trebuie să te înveți, cum trebuie să vorbești. Toate lucrurile ți le arată, te învață Duhul Sfânt. Va veni ziua, spune Cuvântul lui Dumnezeu, când Duhul Sfânt nu va mai fi pe pământ. Când Cuvântul nu va mai fi, puterea Cuvântului nu se va mai propovădui. Și atunci spune Cuvântul lui Dumnezeu că în anul 601, în luna întâi, în ziua întâi a lunii asta, vreau să vă spun că e triunitatea lui Dumnezeu. Ăștia trei sunt într-o unitate perfectă, tot ca noi. Noi trebuie să ne luptăm să fim în unitate. Să ne dea Domnul putere să ne luptăm. Atâta timp când ne luptăm să fim uniți, va fi putere în biserică. Să nu dăm niciodată gândul, să lăsăm gândul că dă-i pace. Nu spune niciodată de frate între tău, dă-i pace. Că Dumnezeu pe el nu poate folosi. Ca să te vine cuvintele, să vii să fie Domnul. Uitați ce se întâmplă când vine Dumnezeu, când va veni Iisus Hristos. Spune cuvântul așa, că în ziua întâi a lumii apele se caseră de pe pământ și Noe a ridicat învelitoarea corabiei, slăbit să fie Domnul ca să vadă și s-a uitat și iată că fața pământului s-a văzut. Frați și surori, Iisus Hristos va veni într-o zi să dea vouă miresei. Nu știu dacă va vedea fața ta acolo, nu știu dacă va vedea fața mea acolo. Putem să spunem lucrul ăsta, frații și surori, fața mea o va vedea acolo, slăvit să fie Domnul. Amin. Când Iisus va ridica voalul miresei ca să-și vadă mireasa, fața ta se va vedea acolo. Dacă astăzi Amin. Am luptat în unitate cu frații, dacă astăzi am luptat împreună cu biserica lui Dumnezeu, într-o zi mă voi împărțișa înaintea lui ca mireasa lui, slăvit să fie Domnul. Amin. Domnul să ne ajute, frații și surori, în ziua aceea, să nu ni se pălească fața de rușine, ci să fim binecuvântați de Tatăl, binecuvântați de Fiul și de Duhul Său cel Sfânt. Amin. Amin.